Hei, episod nou cu Vlad Grigorescu de data asta. Aplauze furtunoase, nu se pune bine. A venit Vlad pentru că mi-am cumpărat ceva la care nu m-am descurcat singur și am nevoie de ajutor. Ai udat de la Vlad. Astea? Nu, că mai vine buhnici din când și mi le udă. Și le udă. Vine și le udă. Și le udă. Vlad este... Ce mai ești, de fapt? Că eu știu că prima dată când am stat noi de vorbă, când ne-am cunoscut noi prima dată, tu erai foarte, să nu fie, nu ești magician, ești mentalist. Ai avut un pic într-o vreme... Păi da, și atunci era o perioadă în care era necesar să te detașezi de imaginea magicianului, pentru că magicianul avea o imagine destul de nasoală. De copil. Părea un bâlciar de... care face de-astea da. Pentru copii, cu eșarfe colorate, cu de-astea și cam aia era. Nu aveai comparație, nu știi, nu aveai variante. Și încercam, bă, trebuie să găsim un termen să pară mai așa, mai modern, mai pentru publicul mai civilizat, da. Ca să înțeleagă oamenii că e altceva. Na, și am zis mentalist, chiar e, termenul există, adică e folosit. Da, da, știu că există, mentalismul da. E categoria asta magiei care se bazează mai mult pe efecte care țin de minte. În care citești gânduri, controlezi gânduri, bla bla bla. Da. Evident. Iluzionism. Așa, da, da. Știu, noi avem, și eu am avut, eu am încă problema asta, să știi, dacă trebuie să trec pe formulare oficiale și îți apare acolo ocupația și să trec comediant, îmi vine... Eu trec magician. Tu treci magician? Da, și am și certificat de la Ministerul Muncii de magician. Serios? Da. Cum îl obții pe ăla? O asociație, mă rog, a făcut un fel de curs pe care dai o formalitate de asta, așa, ca să îți iei o diplomă, dai un examen. Care, în ce constă teoretic? Prestezi și da, chiar prestezi? Un examen teoretic. Bine, și nu au fost la, cum ai la mișto în care era, cum pregătești un spectacol? Păi, te duci la sală. Pasul 1. Faci spectacolul, pleci. Îți dorești spectacolul, da. Numește un magician cunoscut. David Copperfield. Bun. Îți dai seama, o formalitate. Eu am făcut-o pentru că vreau să-mi fac un PFA și vreau pe PFA-ul meu să scrie Zim exact ce sunt. Și mă rog, am dat examenul ăla și am luat 9.50. Că nu puteau să iasă, nu, nu puteau să iasă toate la fel, știi, că bătea la ochi. Și a trebuit să dea părăsă. Am vrut eu atunci. Nu folosește la nimic, nu mi-a folosit niciodată, decât când m-am dus la PFA, că știi, te duci. PFA, ce meserie? Magician. Ia, alege o carte. Nu, 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 ia... Păi, n-am, dar uite, alege să vezi că chiar îți ghicesc. Știi? Uite, am auzit de curând o explicație, mi s-a zis și îmi permit să o propovăduiesc mai departe. Magia există pentru că nu există. Are sens? Magia n-are cum da. Să fie dacă ar exista. Da, că n-ar mai fi, ar fi... Da, și-a dat cineva un exemplu cum e lumea X-Men. Acum nu există magicieni în lumea X-Men. True. Că vine da. Un magician și uite, s-au unit inelele, să mortul ăla trage da. Cu raze din ochi. Ce... Trebuie să ai momentul ăla de imposibilitate, se întâmplă da. Ceva care, bă, ceva eroare în matrice, nu se poate. O disonanță cognitivă, dacă îmi permiți un termen. Și cu asta a fost, mulțumim! Am încheiat. Am cumpărat, mi-am cumpărat că vreau să vă să fac magie. De-aia te-am adus aici. Și mi-am cumpărat un set de magie. O să-l arătăm pe camera de sus. O să-l și aici, de fapt, să vedem. Asta e ce mi-au recomandat de acolo. Bine, mi-au zis pentru ei amici, da? Zis. Perfect! Perfect! La micul Toma și-a luat setul de magie pentru ei amici. Gata, ai plăcerea de a desface propriul tău un set de magie. Mă bucur. Toma. Gata, am desfăcut. Eu am avut când eram mic, când eram copil, am avut un... Oreion. Și asta. Bun, și ce facem cu el? Adică păi facem un show? Bănuiesc, eu sper la sfârșitul acestui episod tu să fii ușor inspirat pentru următorul tău, că tocmai ți-ai tras special acum și bănuiesc că ai rămas fără material, nu? Da, păi... Ești în pană de. Da. Și am zis să-ți ofer și ție, facem un... profităm de treaba asta, eu învăț și după aia dacă vrei tu să iei ceva de aici și să folosești în spectacolul tău, mi-ar face mare plăcere să fiu trecut ca producător executiv. Producător? Nu. Producător. Executiv. Nu executiv, executiv. Da, producător. Da, tu execuți, eu producător. Deci, tu ai dat 150 de lei cu asta. Deci avem așa, carte de colorat. E cutia asta, care are înăuntru... Tu ai învățat-o pe fata ta să facă... Da, am un filmuleț cu ea făcând un truc. Da? Da. Îmi face să apară o floare într-un ghiveci. Da, deci trebuie să... I have to top that. Ce puțin. Asta e chiar pentru copii. Când ai un copil și vrei să-l păcălești că i-ai adus ceva de magie, ei da asta. Ce vrei să spui asta? Nimic. Abracadabra.
Încă o dată abracadabra. Te mă, nu știu că e chestia. Uite, și luăm o de asta. Faci așa. Pui aici. Așa. Dar ajunge una, hai să facem cu una și vedem. Nu, stai că nu îmi dau seama cum vine. Stai, nu. Hai să încercăm cu una. Hai să încercăm cu una. Dă-i cu bacheta. Ai dat? Da. Dă-i mai bine. Nu există codul magicienilor. Ha! Aaaa! Un s-a dus! Dă-i din nou. E de calitate foarte bună. Uite, uite asta cu desenul. Așa, cu desenul. Puteți vedea un desen necolorat. Așa, așa. Iar pe iepure, iar pe iepure, iar pe iepure, uite, desenul necolorat. Tot cu bagheta? Păi ai tu puteri? N-am, e adevărat. Păi de-aia zic. Așa, să-l întorc. Wizardry. Ceva cum fac negri ea? Uite, dacă bagi. Efectul de bumerang. Știi cum e efectul de bumerang? La noi la magicieni, când vorbim de o reacție, zicem că bă, am avut efectul de bumerang, care e așa. Văd magia și sunt, bă, nu cred, și pleacă și se duc așa întorc. Și după aia se întorc. Bă, cum ai făcut, mă, nu știi? Să duc și se întorc. E efectul de bumerang. Dar tu mai faci pe stradă, pe undeva? Pe stradă? Cum ai făcut? Nu, știu așa, adică nu într-un setting controlat cum era pe... Nu, foarte rar. Ca noi când ne-ai cunoscut, făceai pe plajă. Aoleu, deja aia, povestea aia trebuie să o zicem undeva să rămână, dar n-am zis-o, am zis-o. Am zis-o, cred că am zis-o, am zis-o, da, la un nou podcast, da. Pentru cei care zic televizoanele mai târziu. Eu am găsit bucățele cu mine făcând, cu spectacolul meu de pe plajă de atunci. Mamă, de ce nu ești acolo în filmarea aia, dar eu am bucățele de a fost oribil. Maximul, cred că, de cringe ce s-a putea face vreodată a fost acel contract pe care l-am avut noi la mare atunci. Da, și eu cred. Hey, ziceam de Gilet, s-a lansat în info mediu, n-a le-a prea mers bine la început. Lovitura au dat-o când au scos ghilotina Mac 3 cu aloe vera. Erau 3 lame care tăiau așa. Discovery a mai fost și chestia asta cu balenele de care vă ziceam, de-aia mi-am adus aminte. Dar mă gândeam, apropo de treaba asta, mă gândeam un preot după ce se duce la baie, dacă v-ați gândit cum o scutură, cred că e ceva de genul ăsta, așa. Cât de murdare e baia unui preot, poate dacă... Mă rog. Sunt câțiva oameni care au bani în vasul lui, eu sunt unul dintre ei, am foarte mulți bani. Serios, chiar am enorm de mulți bani. Eu dacă n-am voie să mă cac cu mine ca, ca am bani, săracii de ce au voie să plângă că n-au? Și nu mă fac pe mine să mă simt prost? Așa, stai să setezi, să pui la loc. E, știi ce e foarte greu? În afară că de, nu poți să înjuri asta, pe, în afară de pe băgata asta, poți să înjuri, că ai o soliditate pe asta. Dacă simți în viață să îți bagi. Este foarte greu să știu că tu știi cum e făcut și că eu aș putea să te întreb cum e făcut și să nu te întreb cum e făcut. Pentru că nu mi-e ușor să mă abțin să te întreb cum e făcut. Nu asta. Ce faci tu? Și sper că apreciezi. Păi nu, tu poți să mă întrebi. Păi eu pot să te întreb, dar nu te întreb pentru că nu vreau să te întreb. Întrebarea asta pentru tine e cum e întrebarea pentru mine de unde îți vin ideile din toate interviurile ever. Da. Și nu știu că nu e și atunci nu o fac. Din cap. Da, e foarte greu. Hai să-l arăt ăsta. Ăsta, că ăsta mi se pare că ăsta trebuie un pic de... Ăsta, fii atent. Îl repetăm, da. Ți-l arăt cum funcționează. Și după aia încerc eu. Nu-l punem pe... Nu, cum nu. Cum funcționează și după aia îl faci tu... Ca și cum eu, da. Da. Așa. Care el e așa. Ai un de-asta, ai o bilă pe care o scoți, o bagi în buzunar. Asta e varianta no sleight of hand. Ok. Faci așa, da. Faci cu bagheta, pipi, și bam. Trebuie să scuip acum. Cum? Cum? Bumerang. Da. Du-te înapoi și întoarce-te. După aia faci, o scoți pe ăsta din buzunar și numai bine că poți să-l pui la loc și that's it. Bun, dar varianta și mai complexă la ăsta e să faci așa, știi, să o faci să dispară și să îți apară aici. Înțelegi? Dar aici tu trebuie să înveți să faci chestia asta cu... Pare ușor când îi explici, a, doar îl țin mâna cealaltă, dar ia și cu... Uite, spui, hai să te mai învăț o șmecherie. Pui bagheta în dreapta. Așa. Da? De... Că asta e un motiv, ca în momentul când iei asta și zici, uite, am
o bilă galbenă și o muți în mâna asta ca să poți să iei bagheta, știi? Uh-huh. O mână care ține o baghetă nu poate să mai ține și o bilă, știi? Normal. Și pare că ai o ăla, știi? Și când dai, pac, se dispare. Nice. Aici poți să fără să schimbi mult poziția, pac, și dispare și după aia faci așa și apare aici. That's it. Ok. Încercăm să facem asta. Asta încearcă să faci tu. Vlad, îți fac un truc de magie acum. O să pun asta aici. Da. Na, asta e. Și o să fac un truc, da? Ai o bilă aici, în... Nu, așa. Să le iei cu totul, mă. Să le iei cu totul. Deci tu o iei și o pui aici și după aia asta pleacă un pic cât se pare că are ceva și, deja, și pleci după o baghetă. Înțelegi? Acolo era? Și se dispare de acolo. Da. Și acum te duci aici cu mâna liberă, după aia faci așa. Ping. Ta-da! Ăla e, mă. Nu trebuie să ping mâna pe ea. Nu, trebuie neapărat să dai explicația asta toată. E acolo, crede-mă, e acolo. Și mai mult de atât, fii atent ce am făcut. Mai mult de atât. Și mai mult de atât, o să tare, tare. Și mai mult de atât ce-am făcut. Și mai mult de atât ce-am făcut după ce a dispărut. Fii atent. Ai văzut bila mai devreme? Wow! S-a lipit. Mamă, ce tare. Poți să o fac să dezlipească. Dacă te uiți tu încolo 3 secunde. Uite, s-a dezlipit acum. Ia-o de aici. Ce vezi? S-a dezlipit. Se cam stat parc. Când era Iisus. Deci zicea, uite, am un pește. Turn around. Sau în Family Guy când zicea că e minunile pe care le făcea erau mult mai puțin impresionante și făcea aia cu Mai e o variantă, ți-o pui în poziția în care știi tu că stă fixă și tu te faci că o iei. Asta cred că e mai ușor. Te faci că o iei și mâna asta doar o întorci. Tu te faci cu ei și o faci așa, știi? Uh-huh. Deci uite, am luat-o, dispărut, am prăt aici. Dacă mă fac aici cu o iau și e mâna asta aici. Doar că o să mă uit și eu la asta unde a rămas aici, eu așa o să fiu. Păi da, dar nu am luat-o tot... e aici și cam așa o să fiu. Mă fac așa cu eu de aici. Doar că asta e un pic natural aici. Și după aia o să iau bagheta și o să zic abracadabra. Nu, că e mâna asta. Trebuie să dispară de aici. Da. Abracadabra, pang. Și numai aici. Da. Și să am grijă să nu fac... Da. Și după aia fac aici abracadabra, pang. Și să apară un bilețel pe care made in China. Știi? În loc de o bilă. Dar să nu te faci deci, mai fac una acum, da? Hai să încercăm și cu dat drumul în poală. Să vedem dacă reușești și cu dat drumul în poală. Da? Bila acolo, trebuie să nu mă lasă. Da. Aici. Gata, mă. Și montăm cu reveal-ul de mai devreme, când s-a și lipit. Trebuie să mă costă la tot. Hai să facem cu ăsta. Ai înțeles cum vine ăsta? N-am înțeles, că nu m-am uitat deloc la el. Să explicăm. Așa. Păi dă-i... Uite, ai unde ăsta care e gol. Da. Vede? Da, dăm rața asta. Ia rața aia. Cum o cheam până la urmă? Dacă nu ești și Coechician. Coechician. Băgăm pe Coechician aici. Stai cu Coechician un pic. Așa. Aici... Dăm cu bagheta și în același timp și de butonul ăsta de aici împingem pârghia asta de așa. Așa. Când o împingem, în teorie, Coechician nu mai este... Bine, Coechician tot se aude înăuntru, dar dăm iară de baghetă. Și Coechician is back. Uite, bag asta. Băgăm o carte acolo. Cred că așa ai făcut, dar nu pentru cărți, de fapt. O bag aici. Abracadabra, zici cuvintele magice și după aia... Ta-da! N-are cum, deci n-are nu cum. Are cum, așa n-are ceva, cum. N-are cum să existe, n-are este cum. Cu diavolul. N-are cum. Pocăiți-vă. Dar nu, să citim după instrucțiuni concret. Deci, examine the box and you will find the secret panel at the back. Să pune așa de slider. Așa. Appearing ribbons. You can use the production box to make the four colored ribbons from your magic set magically appear. This is a great opening act in the magic show, but can also be used as a colorful finale. A, uite mă la ce folosești ăsta. Ia, ce faci cu nod? Să faci mâinile așa. Ce? Să faci nod.
Ok. Deci, îți faci, îți înnoți mâinile și acum dă-mi eu pe capătul celălalt să panic. Deci eu sunt asistent acum. How is that a trick? Fără să dau drumul. Ah, cum să faci not fără să dai drumul. Ok. Hai să-l învățăm pe ăsta, The Incredible Rising Card. Cartea care ți se scoală. Știi ce înțeleg eu, fără să mă uit la instrucțiuni, care o gaură mai mică și una mai mare. Și bagi bagheta. That's what she said. Așa. Și învăță. Hai mă să citim instrucțiunile, că nu mă prindeam. Magician profesionist, la noi studio. Trebuie să citim instrucțiunile. Ia mă, stăcăm. Vrei să tai, te rog, taie. Da. Taie-și odată. Vrei să mai tai odată? Nu, nu sunt mulțumit. E ok, ești mulțumit. Alege o carte. Mi-am ales. E ok, cartea pe care ți-a ales, ești mulțumit de cu cartea care ți-a ales, bagă-o înapoi, te rog. Am băgat-o. Și acum o să fac următoarea magie, o să fii uimit de această magie. O să bag bagheta asta prin cărți și aici e cheia, în baghetă. Bagheta asta o să poți să-ți identifice ție cartea. Pe care se vor ridica tot anul. Nu se ridică niciuna. Am băgat bine bagheta. Asta e cartea ta? Da. Știam. Găuri și chestii care se ridică. Asta, how is that for kids? Asta merge... Trucul ăsta merge de vreo 10 ori și după aia o să lărgească și găurile alea. Mai avem trucuri? Mai avem ceva? Mai gata. Aici? Asta e tot? Dai 20 minute de material aici? Am aici 20 minute. Trebuia să fim siguri că... Bine, o să mă duc să duc asta înapoi, probabil, să cer banii pe ea. Și... Și o să se facă că îmi dau banii. E un magician acolo, nu? Care, adică e tipul ăla, face și el magie, bănuiesc. Nu e magician, dar e pasionat de magie. Și... Deci e posibil să primesc să-mi arate că îmi dă banii aici și aici să-mi ia... Bine, domnul Vlad. Mulțumesc mult că ai venit. Și de unde-ți vin ideile? De unde? Și de fapt avem o baghetă. Abracadabra, bombei!